Hei dragilor, bine ați revenit pe canalul meu parfumat de YouTube! Astăzi am pentru voi un clip foarte interesant pentru că avem un nou top 10 și vorbim despre 10 branduri de nișă preferate din tot ce am testat eu și am testat multe, credeți-mă. Acestea 10 sunt preferatele preferatelor când vine vorba despre branduri de nișă. Așadar, din punctul meu de vedere, dacă vreți să testați nișă, începeți cu aceste branduri. Pe locul 10 se află brandul Mansera, care este cumva frate, soră, cu brandul Montal și este deținut de același Pierre Montal sau, mă rog, ceva neamuri, cred, și are la fel de multe parfumuri ca Montal. Poate nu atât de multe, că aici sunt doar vreo 70 de parfumuri. Montal a depășit 100 de mult. Are parfumuri foarte bogate, opulente, parfumuri cu ud, parfumuri fără ud, parfumuri pentru toate gusturile. Parfumuri care au o mică notă sintetică, zic unii, și eu zic la fel, dar care nu mă deranjează. Parfumuri care prezintă un raport calitate-preț absolut foarte bun, pentru că sunt undeva la 100 de euro, la 120 de ml, maxim 100 de euro, dacă stau să mă gândesc, de fapt, vreo 70-60 în online, dacă cauți bine. Și cred eu că merită a fi testat. Foarte mult. Multe din creațiile lor îmi sunt dragi, am multe creații în colecție și vreau să vă prezint parfumul Roses Greedy, care este unul din preferatele mele de la această casă, un parfum care prezintă un trandafir în combinație cu alte note florale opulente, ceva mosc, ceva note de zahăr. Este un trandafir foarte, foarte bogat și opulent, dar nu e soliflor. E un trandafir și pentru cei care nu iubesc note de trandafir. Calități tehnice excepționale, nici n-are rost să mai spun. Pe locul 9, un brand din UK care se numește Penhaligon's și care este foarte, foarte vechi pe piață, undeva de prin 1870, cred. Are și destul de multe parfumuri deja în palmares, undeva peste 80 de parfumuri, să zicem. E un brand cu renume din UK, un brand respectabil, respectat din UK, un brand care are foarte multe parfumuri florale pe gustul meu. Dar florale atât de frumos construite, atât de minunate și bine echilibrate și frumoase și elegante și sticluțe frumoase. Are și o colecție mai orientală, mai lemnoasă, are parfumuri și pentru femei și pentru bărbați. Are prețuri foarte ok pentru ceea ce oferă în online și vreau să vă spun că preferatul meu de la ei este un parfum care, din păcate, acum este discontinuat. Parfumul se numește Amarantin și este un verzui lactonic care are miros așa precum seva unei flori. Știți când rupeți o tulpină de plantă și iasă seva aceea albicioasă? Cam așa miroase. Lactonic, verde, are un ilang-ilang pe lângă notele verzi, are note de lapte și ceva cardamon care nu prea se simte, oricum un lapte cu note verzi foarte interesant, deosebit și impecabil realizat, așa cum sunt toate parfumurile casei. Pur și simplu ador casa asta și faptul că e din UK, nu știu, mă și miră, mă și bucură. Foarte, foarte tare casă. Pe locul 8, o casă de parfumuri din Italia care se numește Profumum Roma și care nu are foarte multe parfumuri, are undeva pe 30 ceva de parfumuri și are așa un stil casa asta de a crea parfumuri foarte, foarte vanilate, foarte dulci, foarte, cred că cele mai frumoase vanilii din cele de nișă, cele mai rafinate și frumoase și longevive, le-am testat la casa asta, Profumum Roma. Și vreau să vă spun că are calități absolut impecabile tehnice, mai ales din punct de vedere al siajului și persistenței, sunt grozavi, nu au note chimice în parfumuri, parfumurile sunt deosebite, frumos lucrate, extraordinare. Prețul lor este cam mare, undeva la 200 de euro o sticlă de 100, dar merită, merită. Au parfumuri foarte bune, foarte puternice, rezistente, interesante, cele mai frumoase vanilii. Iar preferatul meu de la ei este un parfum care se numește Soriso și care prezintă o notă extraordinar de frumoasă de ciocolată neagră cu vanilie. Delicios, gurmand, absolut, absolut demențial. Este așteptat în colecția mea, este pe wishlist, încă n-a intrat, probabil din cauza prețului, dar este preferatul meu și vă recomand să testați casa asta. Pe locul 7, casa de parfumuri Robert Piguet, care este destul de veche și ea pe piață, undeva din 1944. Aurelian Guichard, să știți că creează foarte mult pentru casa asta și casa asta a dat celebrul parfum Fracas, cel mai celebru când vine vorba despre parfumuri cu tuberoză.
Însă eu, în locul lui Fracas, v-aș propune să testați mai degrabă Petit Fracas, pentru că este o tuberoză mai jucăușă, mai bubblegummy, să spunem. Are un miros așa tropical pe lângă nota de tuberoză. Are multă pară, e un parfum zemos, un parfum care nu se ia atât de în serios, deși este extrem de puternic. Calitatea e la ea acasă când vine vorba despre parfumurile Robert Piguet. Tot ce am testat mi-a plăcut, absolut tot, chiar dacă mi s-a părut mai masculin sau mai feminin. Are parfumuri diverse, nu foarte multe, undeva la 30-40 de parfum, cred că n-are mai multe, dar toate impecabile. Din punct de vedere al prețului, casa e undeva pe la între 100 și 200 de euro per sticlă de 100 de ml. Depinde de colecție. Oricum, o casă de parfumuri care merită, am testat foarte multe parfumuri de la ei și iubesc pur și simplu casa asta. Pe locul 6, o casă de nișă, arăbească aș zice, dar e la un alt nivel față de ce vedeți la 100 de lei. Casa se numește Amouage, este o casă de nișă din Oman, care are foarte multe parfumuri, cred că a trecut și el de 100 de parfumuri create. N-avea atât de multe, dar să știți că în ultimii ani chiar a fost o adevărată explozie în ceea ce privește casa asta. Vreau să vă spun că parfumurile îmi plac foarte mult, ingredientele au o calitate extraordinară, chiar dacă sunt parfumuri arabești, nu conțin ud, nu sunt parfumuri ca Montal, sunt parfumuri care prezintă note de tămâie mai mult, combinate cu diverse alte note. Casa este de prin anii 80, să știți, e destul de veche pe piață, iar mie cel mai mult de la casa asta îmi place Lyric Woman ca parfum. Un trandafir absolut superb, un trandafir condimentat, cu multă scorțișoară, cu cardamon, cu diverse alte note condimentate, cu mult santal, un trandafir bogat, cremos, oriental din toate punctele de vedere, dar fără a avea nota de ud, ceea ce îl face să fie foarte interesant și deosebit de ce găsim acum în combinația asta foarte modernă cu trandafir ud. Nu, n-are ud și totuși este oriental. Este superb, calitățile tehnice ale parfumurilor sunt grozave, ingredientele sunt foarte rafinate, casa este respectată foarte mult în Oman și a ajuns să fie iubită foarte mult și în Europa. Și are și de ce, sunt grozavi. Pe locul 5, o altă casă de parfumuri preferată, se numește Illuminum. Este din UK și are în jur de 50 de parfumuri create. Unicul lor creator este Michael Bowdy, un creator de culoare, dar foarte, foarte talentat. Parfumurile sunt impecabile. Din punct de vedere al ingredientelor, al calității ingredientelor, impecabile. Siaj, longevitate, finețe, blendaj perfect. Au și parfumuri cu nisma animalic, e adevărat, au și parfumuri mai dificile, însă absolut tot ce am testat a fost foarte bine realizat. Indiferent că mi s-a părut animalic, sau mi s-a părut floral, sau mi s-a părut lemnos, calitate absolut impecabilă. Parfumurile au avut un preț foarte mare, însă acum, în ultimul timp, parfumurile au un preț mai bun, se găsesc pe site-ul lor la un preț foarte ok, merită să dați o comandă dacă vreți să testați, au și, mă rog, fiole de testare, dacă doriți, kituri de testare. Din punctul meu de vedere, este una din casele nu atât de cunoscute, dar care oferă foarte mare calitate la bani normali, la un preț normal, o sticlă de 100 de mililitri, nici nu ajunge la 100 de euro, este chiar 50 de euro acum, sincer, au avut niște reduceri absolut grozave, masive și credeți-mă, am vreo 8 modele de la ei în colecție, iar un parfum foarte preferat de mine, White Gardenia Petals, este parfumul lui Kate Middleton de mireasă, foarte drăguță gardenie, o gardenie cremoasă, dar florală, totuși aerisită, mai au ieșit gardenii mai cremoase de atât. Foarte frumos realizat, impecabil realizate parfumuri, sincer, merită testate. Nu luate blind neapărat, dar testate, așa zice, una din cele mai frumoase case din punctul meu de vedere. Pe locul 4, o casă de parfumuri absolut demențial de frumoasă, se numește Serge Lutens. Este de prin anii 90, la începutul anilor 90 și are cam aproape 100 de creații și casa asta. Creatorul lor este Christopher Sheldrake și era și Serge Lutens, mă cred că este deja foarte în vârstă. Christopher Sheldrake se ocupă de toate creațiile casei și o face atât de bine. Parfumurile sunt foarte complexe, nici n-ai zice, nu sunt foarte bombastice, adică nu vor avea țiar și persistență precum cele de la Montal, dar ingredientele nu pot fi comparate. Curățenia ingredientelor, blendajul, calitatea ingredientelor, finețea ingredientelor este maximă. Inspirația este maximă, pentru că e artă pură ce face omul ăsta, sincer.
Și pentru cei ce sunt mai avansați în ale nișei, cred că vor înțelege mai bine puțin creațiile lui acest Sheldrick. Și ca preț sunt ok, să zicem, un 100 de mililitri la 100 de euro, merge. Nu e ceva ieșit de comun de scump, e un preț mediu, parfumuri absolut superbe. Poate cel mai frumos de la ei este acel binecunoscut Datura Noir, care este o gardenie, o tuberoză cu ceva cocos, cu ceva note tropicale, foarte interesant floral, un floral absolut superb, perfect blenduit, absolut minunat. E de neratat din punctul meu de vedere. Testați această casă că este foarte, foarte frumoasă și se găsește pe la noi, pe România, pe foarte multe site-uri. Și am ajuns la top 3 și vreau să vă spun că, într-adevăr, pentru mine aceste ultime 3 case sunt cele mai rafinate. Din tot ce am testat eu până acum, n-am testat eu chiar tot, dar eu vorbesc și de case care să merite cumva bănuții, adică nu să fie case de parfumuri pe care plătești 30 de milioane pe o sticlă. Nu, n-aș da atâția bani niciodată. Locul 3, brandul By Kilian. Da, a ajuns să fie mai cunoscut, însă eu îl știu pe acest brand de mai mulți ani, de vreo 8 ani cel puțin îl știu. Și poate și mai bine. Și să știți că tot ce am testat de la brandul ăsta a fost bun. Deși parfumurile nu sunt neapărat bombe, dar ingredientele sunt de o mare, mare finețe. Și nu mă refer neapărat la ce a apărut chiar acum, ci creațiile mai vechi. Au fost poate mai frumos inspirate și mai calitative. Știți că începe să se creeze tot mai mult, tot mai mult, se mai face rabat de la calitate. Dar ce a avut atunci când a început casa și acum 10 ani și impecabil, absolut impecabil. E adevărat că și prețul este mare, este un preț mai mare decât obișnuiesc eu să dau, undeva la 200-250 de euro o sticluță de 100. Poate chiar 250, să zicem, sticluță de 100 în online, că s-ar putea în magazine să fie mai multișor. Sincer, dacă dispuneți de finanțele necesare pentru a testa, preferatul meu de la ei este Back to Black, cireașă, tutun, ceva absolut grozav, miere, o încântare de parfum, o finețe maximă și e una din cele mai frumoase case. Tot ce am testat a fost impecabil. Pe locul 2, una din preferatele mele, o casă absolut demențială, Tower Perfumes. Ceva de vis, ceva de vis. Artă pură, artă curată, ar zice. Artist este acest Andy Tower care se ocupă de aceste parfumuri, care le creează și le produce și le distribuie. La el e un laborator acasă și pur și simplu distribuie el către toată lumea. Artă curată. Parfumurile au așa un stil propriu. Sunt și sticluțele par așa cumva handmade, așa ceva grozav. Acordă atenție maximă la calitatea ingredientelor, atenție maximă la blending, inspirație minunată, prețuri așa, între 100 și 150 de euro, 50 de mililitri, nu e rău. Parfumurile vin din Elveția, iar omul e foarte talentat, este ceva fantastic. Este una dintre puținele case de la care am iubit și am plăcut tot ce am testat. Pur și simplu iubesc toate creațiile acestei case și consider că e un mic geniu cine creează. Îmi place atât de mult, atât de mult casa asta. Și preferatul meu, sau printre preferatele mele, că am zis să vă dau un exemplu de la fiecare casă de parfum, L'Air du Dessert Marocain. Doamne, ce ambră frumoasă cu coriandru. Ceva absolut, absolut demențial. O ambră superbă. Un parfum perfect unisex, dar un parfum cum n-am mai întâlnit din punct de vedere al calității. Nu merită luat netestat, poți avea surprize neplăcute, însă pentru mine și pentru cei mai avansați puțin în parfumurile de nișă, da, merită luat. E una din cele mai cunoscute ambre din tot ce există și cele mai iubite de oricine ambre din tot ce există. Pentru mine este vis, este vis. Și întreaga casa asta de parfumuri este vis, vis frumos. Pe locul întâi, casa mea preferată de parfumuri, este Frédéric Malle Edition de Parfum. Iar așa, doamne, tot ce am testat este, absolut tot ce am testat e superb. E superb. Da, este una din acele case care merită și merită. Deși are un preț foarte
ridicat. Cred că este cea mai scumpă casă, dacă stau bine să mă gândesc. Dar uneori prețul reflectă calitatea. Nu întotdeauna, știți că am mai povestit noi, nu întotdeauna prețul reflectă calitatea. Dar aici, când vine vorba de această casă, prețul reflectă calitatea. Da. Și preferatul meu de la ei și parfumul meu semnătură și ce mai vreți voi, este Portrait of a Lady, care prezintă cel mai frumos trandafir, din punctul meu de vedere, cu tămâie, cu paciuli. Un trandafir absolut elegant, superb, de neînlocuit și de necopiat. Și au început să-l copieze. Da, okay. Îl copiază și cei de la Tiziana Terenzi, îl copiază și alții acum, dar n-a fost copiat. Este unul din parfumurile alea care atunci când au fost mirosite de către mine, am căzut pe spate la propriu. Doamne, am leșinat când am mirosit ce bun e. Rar mi se întâmplă, dar da, e vorba de percepția mea. Un parfum pentru avansați, aș zice, nu pentru începători, cum e casa Atelier Cologne, de exemplu, nu. Este un parfum pentru cei care au mai dat de parfumuri de nișă și de aia trebuie testat, mai ales că e la un preț atât de mare. Oricum ar fi, casa de parfumuri Frédéric Malle Edition de Parfum pentru mine este the best. Prima, unica, irepetabilă, poate doar Tower îl poate ajunge. Poate doar Tower. Dragii mei, mai sunt multe case care îmi plac. Și am să mai fac clipuri cu case frumoase de parfumuri care îmi plac foarte mult. Pentru că casele bune de parfumuri merită a fi cunoscute, mai ales de cine nu le știe, de cine vrea să pășească între acestea de nișă și credeți-mă că odată cu pătrunderea între cele de nișă, gusturile se schimbă, gusturile devin mai rafinate. E adevărat că și bugetul suferă mari avarii, de asta fiți cumpătați. Fiți cumpătați atunci când cumpărați și mai ales nu cumpărați niciodată netestat parfumuri de nișă. Este lege, așa să fie pentru voi, lege, niciodată. Hai că la mainstream mai merge, dar nu cumpărați în nișă netestat. Găsiți decanturi, o comunitate mare de iubitori de parfumuri, sunt grupuri pe Facebook de cei care iubesc parfumuri și mergeți acolo și căutați decanturi, fiole, mostre, ce vreți voi. Și doar dacă vă trăznește un parfum cum mă trăzni pe mine Portrait of a Lady, atunci cumpărați. În rest, nu. Testați mult, ca să vă formați gusturile. Dragii mei, sper că v-a ajutat clipul ăsta. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă pup cu mare drag. Pa, pa!